Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la TD8, în studioul dezbaterilor electorale Alege Liber. Astăzi discutăm cu candidații din circumscripția 26. Invitați în platou sunt domnul Dinar Cojocaru, membru al Partidului Socialiștilor, candidat al Partidului Socialiștilor. Bună seara! Bună seara! Domnul Victor Cotelea, Partidul Șor, dar nu este prezent și a decis să nu trimită niciun reprezentant. Domnul Mihail Stratulat, Partidul Democrat. Bună seara. Bună seara! Domnul Vlad Bilescu, Partidul Liberal. Bună seara! Bună seara! Domnul Vlad Cerba, candidat... Valeriu Cerba, candidat independent. Bună seara! Bună seara! Iurie Reniță, Blocul Acum, reprezentat de către domnul Iurie Tesa. Bună seara! Bună seara! Și domnul Anton Miron, Partidul Comuniștilor. Bună seara! Foarte scurt am să anunț care sunt regulile dezbaterilor. La început veți avea câte un minut pentru a răspunde la întrebări legate de programul electoral. Tema de astăzi este sărăcie și salariile mici, după care 3 minute pentru dezbateri, fiecare candidat câte 3 minute, și câte un minut pentru a răspunde la întrebările telespectatorilor și a moderatorului și la sfârșit un minut final pentru cuvântul final. Deci, prima întrebare pentru dumneavoastră, domnule Cojocaru. La tema dezbaterilor de astăzi, pornind de la programul electoral al Partidului Socialiștilor. Notați în program că vă propuneți deschiderea a 150.000 de locuri de muncă. Cum asigurați deschiderea acestor 150.000 de locuri de muncă? Deci, după cum știți, în această toamnă a fost forumul internațional organizat de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un forum economic, la care au fost prezenți un șir de antreprenori din diferite state care ar dori să investească în Republica Moldova sume destul de considerabile care ar putea influența creșterea economiei Republicii Moldova și prin intermediul investițiilor este Câte făcut un calcul. Câte investiții au venit după acest forum din Federația Rusă în Republica Moldova? La moment nu a venit nicio investiție. De ce credeți că vor veni? Deoarece noi le vom da o stabilitate. Actualmente nimeni nu vrea să investească în Republica Moldova, deoarece se tem că a doua zi această afacere va fi capturată de cineva. Din 2016 până în prezent, investițiile rusești tocmai că au scăzut în Republica Moldova. Dumneavoastră mă întrebați cum noi vom asigura locurile de muncă, iar acum îmi dați o altă întrebare că au scăzut. Eu vă spun că au scăzut. Deci cum faceți să creșteți încrederea investitorilor ruși în Republica Moldova? Dacă vom avea o justiție fermă, o justiție care va lucra în favoarea cetățeanului și Republicii Moldova, aceste garanții noi le putem da. Dacă va câștiga Partidul Socialiștilor în frunte cu fracțiunea noastră și vom crea o republică prezidențială, credeți-mă, aceste lucruri sunt reale de a le efectua. Am înțeles. Vă mulțumesc. Domnule Stratulat, iarăși citesc din programul partidului, vom majora salariile astfel încât salariul mediu pe economie să crească de la 7.000 de lei în prezent până la 12.600 de lei în 4 ani. Din contul acestui va face acest lucru și dacă ați făcut un calcul, cât ar costa? Deci calculul aceste... cât l-au făcut colegii care sunt din domeniul economiei, eu din domeniul medicinii nu pot să vă spun calculele care au fost făcute și pot să vă spun, presupun că calculele care au fost făcute se bazează pe acea creștere bugetară care a avut loc în anul 2018 și o să continue în 2019, prin acele investiții care urmează să vină în Republica Moldova, prin creșterea exportului către Uniunea Europeană, care în anul 2018 a ajuns la 70% și urmează să crească, astfel crește calitatea produselor care merg pe piața europeană. Bani care de altfel se întorc înapoi în Republica Moldova, dacă să comparăm cu exportul care are loc în Federația Rusă, unde nu toți banii se întorc în țară. În bază la aceste momente, colegii mei din domeniul economiei au calculat și au ajuns la suma de 12.000. Știți din contul la ce a crescut veniturile în 2018? Din ce s-au făcut acumulările cele mai mari la buget? Deci acumulări cele mai mari din buget s-au făcut în baza la un lucru bine pus la punct dacă vorbim de vamă și dacă vorbim de fisc. Adică din taxe.
Adică din contul oamenilor de afaceri și a cetățenilor. Corect, dar bugetul oricărei țări, în mare parte, să... Nu din investiții din exterior, asta vreau să zic, dar din contul investițiile taxelor. Din exterior urmează să vină, abia ca să vină o investiție din exterior, noi trebuie să avem o stabilitate politică, în primul rând, și o stabilitate economică. Și acum avem o stabilitate. Așa. În sfârșit, noi am ajuns la o stabilitate politică și în sfârșit am ajuns la o stabilitate economică. Ați consumat timp, vă mulțumesc pentru răspuns. Domnul Bileschi. Din program citesc, salarii și pensii de la 500 de euro în sus, prețuri mai mici, servicii medicale și sociale de calitate. Cum asigurați obiectivul? Ar fi trebuit să știți și prima parte în care scrie unirea înseamnă. Astăzi în România se trăiește mai bine, astăzi cei care locuiesc în România au pensii și salarii mult mai mari și acest lucru se datorează faptului că România este un stat membru al UE și al NATO, are un sistem bancar garantat, are o justiție independentă care iată își permite să intenteze dosare penale până și celor mai din vârf oameni de stat. Sunt probleme în justiție și în România. În 4 ani de zile vedeți posibilitatea realizării unirii? Cred că dacă vom avea deputați unioniști apropiați de statul român în Parlament, cu siguranță vom putea implementa mai multe proiecte. 61 de deputați unioniști în Parlament? Dați-mi voie să închei. Da? Dați-mi faptul că România s-a succedat momentan la conducerea Uniunii Europene și acest lucru ne deschide foarte multe căi spre dezvoltare. Știm că România este ambasadorul nostru la Uniunea Europeană. Acum avem posibilități enorme să aducem DNA-ul de peste Prus, spre exemplu, să investim în sistemul bancar. 61 de deputați unioniști în viitorul Parlament, credeți că este realist? De ce 61? 71. 51 formează majoritatea. Pentru a face modificare în Constituție. Ca să noi ne propunem să fim acolo pentru 78? A promova aceste valori. Din păcate, momentan, unioniștii sunt într-o situație foarte dificilă, pentru că au fost dispersate voturile noastre, pentru că nimeni nu-și asumă să promoveze această cauză națională, toți fug de ea și vor doar voturi. Foarte scurt, spuneți-mi, dincolo de unirea care rezolvă orice, au fost făcute și niște calcule economice, cât ar costa toate aceste majorări de salarii, pensii și toate celelalte? Unirea Republicii Moldova cu România este cel mai fiabil proiect, înseamnă reîntoarcerea acasă a Republicii Moldova. România și aceste cheltuieli este gata pregătită și apropo, pe 27 martie 2018, întreg Parlamentul României a votat pentru unirea cu Republica Moldova. Și după asta nu s-a întâmplat nimic. Domnule Cerba, întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți, n-am găsit programul dumneavoastră electoral. Aveți în program prevederi legate de combaterea sărăciei și creșterea nivelului de viață al populației? Exact. Programul meu este deja lansat prin Facebook. Eu, ca candidat independent, pe cont propriu. Spuneți-ne ce prevede în acest domeniu și cum aveți de gând să faceți asta de unul singur în viitorul Parlament? Eu am o bogată experiență că a fost angajat de 30 de ani în organele de drept. Am 14 ani în calitate de prorector și profesor la Facultatea de Drept la Universitatea de Studii Europene. Eu am dus dosarul transnistrian și ca expert. Apropo, eu leg ceea ce a sunat azi în platou, că noi avem o stabilitate politică și o stabilitate economică, nu există la noi, că toți factorii în un complex ne demonstrează că la noi luptele crâncene între partidele politice și relațiile ostile între lideri ne-au dus la ceea că degradăm, n-am obținut succes în economie, economia nu avem când avem industrie. Mai multe provocări în acest sens. Domnule Cerba, dumneavoastră ați consumat timpul, dar n-ați răspuns la întrebare. Vă rog scurt să răspundeți pentru ca să avem timp pentru celelalte runde. Păi, ce prevede programul dumneavoastră electoral în acest sens? Concret. Concret. Pentru a renova, pentru a revitalizarea economiei, noi avem nevoie necesară de următoarele să eliminăm obstacole. Eradicarea corupției, a birocrației, protecționismului și în primul rând trebuie să atragem investițiile străine. Dacă să creăm locuri bune plătite de muncă, să avem posibilitatea să aducem pe oameni acasă, să creștem pensiile, salariile. Am înțeles. De unul singur puteți realiza asta în viitorul Parlament? Noi, eu cred că în viitorul Parlamentul crea o platformă pro-europeană, pro-unionistă și actele internaționale, actul final de la Helsinki din 1975, cât carta de la Paris și pentru o nouă Europa din 1990 și alte acte internaționale la care Moldova face parte, ne permite ca Parlamentul Republicii Moldova în Consiliul Parlamentului României, dacă ea exista voința asta politică,
poate să pe încheiați gândul. Poate să deci mizați pe o platformă largă care să împărtășească aceleași viziuni. Eu mizez o secundă doar. Da. Eu mizez ca la noi să producă ce s-a produs în 1995, pactul de la Snagov, când partidele politice la noi se lăsă toate să zic așa, egoismul politic și interesele meschine într-o parte, să pună pe masă consensul național, să semneze ceea ce a spus și colegul meu Bilețchi și ce spun și eu, semneze unirea cu România. Am înțeles. Eu vă zic că poarta în Europa este prin România și noi trebuie să ne bucurăm de avantajele europene. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnul Cerba. Domnule Tesa, în programul electoral al blocului acum, dublarea salariilor în 4 ani prin stimularea investițiilor, investitorii au cam fugit de Republica Moldova. Cum îi aduceți în Moldova, astfel încât asta să vă ajute la dublarea salariilor în 4 ani? Da, este important să precizăm cifrele, 4 ani și dublare. Este adevărat că în ultima perioadă au cam fugit investitorii din cauza conducerii actualei guvernări. Cum faceți să se întoarcă? O relație bună cu Uniunea Europeană. Ne propunem chiar până în 2023 să avem deja un acord semnat cu Uniunea Europeană, să fim membri ai Uniunii Europene. Relațiile bune și candidații sau deputații de calitate pe care îi avem astăzi pe listele nominale cât și pe lista națională ne va ajuta să avem o relație și mai strânsă și prietenoasă cu Uniunea Europeană, deblocarea investițiilor europene și aducerea... Problema este că investitorii niciodată nu reacționează, iată așa, la schimbări. Iau nevoie de un timp să se convingă că, de exemplu, o schimbare este pe bune și nu este mimată. Asta s-ar putea să dureze vreun an, poate chiar mai mult de un an de zile. Dumneavoastră v-ați propus niște obiective foarte ambițioase. Cum le asigurați? Sigur. Păi prin o bună colaborare cu Uniunea Europeană și investitorii de acolo. Deci mizați pe faptul că sigur, investitorii vor veni repede, imediat ce se schimbă guvernarea. Pe parcursul unui an deja vom avea și investitori și relațiile aveți stabilite deja niște cu angajamente Uniunea cu cineva Europeană sau nu? Sau abia urmează în moment. Avem discuții cu cineva în prealabil. Vorbim elementar cu legat de candidatul Iurie Reniț, care este candidat pe circumscripția 26, fost ambasador în investiții România, de România, în România, care a și contribuit în mare parte la investiții, spre exemplu, magazinul Kaufland, asistența medicală Smurd, la care da, au mulțumesc contribuit pentru răspuns. Domnule Miron, pe ce mizează Partidul Comuniștilor pentru creșterea nivelului de trai al populației? Pe ce surse? Prima sursă asta, lupta cu corupție. Dacă ar fi lupta cu corupție adevărat, să fie întors miliardul care a fost furat și cei care au furat să fie tras la răspundere și de aceea să fie stabilitatea și de aceea să începe lucrul. Noi în programul nostru nu punem așa multe, cum a spus candidat, noi punem așa că să fie salariul mediu va depăși minimum de existență de 3 ori. Pensia să depășe de 2 ori. Pentru student că să fie tot minimul existență și multe, multe momente. Dar baza și iar baza asta e lupta cu corupție. Nu vine cu investițiile nimeni în țara asta. Țara capturată, țara furată, poporul josit. În 2008, în Republica Independentă Moldova, au venit 780 da, de milioane de dolari. A fost sumat timpul. Vă mulțumesc să am... Sau mai vreți să continuăm? Nu, asta. Vă mulțumesc pentru răspuns. Acum urmează runda de dezbateri. Pentru că sunteți foarte mulți, nu veți reuși să adresați întrebări tuturor candidaților și de aceea am decis că fiecare candidat adresează întrebări persoanei care se află înainte și în spatele său. Voi merge mai întâi în sensul acelor de ceasornic. Domnul Cujucaru, dumneavoastră veți adresa o întrebare domnului Stratulat. Domnul Stratulat, în principiu o să adresez o întrebare la toți. Din cei ce am auzit eu, nimeni nu are o platformă bine determinată. Toți mizează pe
că va veni cineva din statul vecin și e face gospodar la dânsul acasă. Vecinul vostru nu vine la voi acasă să gospodărească, gospodăriți voi. În caz contrar, vă fură. Credeți-mă și în cazul ăsta tot așa. La toți aceiași întrebare. Cum voi vedeți cine este echipa voastră și care este platforma voastră? Fără a meza pe statul vecin. Partidul Socialist mizează numai pe relații economice. Restul tot este platforma noastră, colectivul nostru, persoanele care deja s-au demonstrat. Cine sunt persoanele voastre care va face platforma voastră să ajungă la viață? Nu prea am înțeles întrebarea. Bine, membrii Partidul Socialiștilor acuză, câteva minute în urmă, tot noastră ați spus că Partidul Socialiștilor așteaptă investiții din Federația Rusă, una la mână, doi la mână. Aceiași vecin, să-l numim Federația Rusă, voi tot mizați pe relația cu ei și pe faptul că el o să vină să ajute. Deci orice țară, în primul rând... Investiții singur... și justiție, astea sunt două lucruri diferite. Investiție, să vii cineva să investească în țara asta, este una. Dar să vie cineva din statul vecin și să vă facă pe voi gospodar la voi acasă, stai cu totul altceva. Nimeni de voi. Puteți să mă auzit că justiția să vie din România cu Uniunea Europeană. Justiția, voi, cu cine? Justiția noi ne luptăm în țara noastră singuri, trebuie să ne luptăm. Și fiecare din noi justiția în parte... Justiția, sper că nu o să luptați, sper că în sfârșit nu o să mai luptați cu corupția în justiție, da, mă scuzați. Și fiecare din noi în parte, fiecare cetățean în parte, pentru că atât timp cât cetățeanul face parte din schema asta de corupție, pentru că corupția nu înseamnă doar să ia, doar și să dea. Atunci noi mari lucruri nu o să facem. Dacă vorbim de orice stat, care, mai ales Republica Moldova, care nu prea are și resurse naturale, și atunci mizează pe investiții, este o chestie normală și se întâmplă peste tot în lume, mizează pe relație economică bună cu partenerii care au dau credibilitate Republicii Moldova și nu dau la un nivel mai jos decât sunt ei. De ce nu dau atunci, credibilitate? Da. Partidul Democrat este acum la guvernare. Păi de ce nu dau credibilitate? Da, o să-l pomeni. Este un stat capturat. Domnul Stratula, vă rog să adresați o întrebare domnului Cojocaru. Deci, întrebarea mea ar fi, noi vorbim când Republica Moldova este rău, când Republica Moldova este sărăcie. Întrebarea mea, de unde vine acest moment? Pentru că foarte bine cunoaștem că toate aceste momente se trag de la începutul creierii Republicii și la guvernare au fost inclusiv membri ai Partidului Socialist, care pe atunci erau în Partidul Comuniștilor. Deci sunteți de acord că se trage de atunci și vine de atunci sau nu? Nu, anul 2008 a fost, se consideră conform tuturor statisticilor, anul de creștere economică cea mai mare a Republicii Moldova. Atât la criteriul de investiții de peste hotare și atât la criteriul de export. Doar câte o întrebare? Da. Doar dacă vreți ceva să precizați foarte scurt, doar câte o întrebare. Așa, mai în... Vă dau până în final, dar atunci răspunsul. De ce că suntem acum în situația dată? De atâta că când s-a creat aceeași alianță, când au dovedit certe cu toți, nu s-a mizat pe criteriul de export. La noi a scăzut exportul. Economia oricărei țări crește prin doi factori. Exporturi, ulterior, acele întrebarea investiții mea în statele vecine. Bine, în momentul în care Partidul corect, Democrat a venit la guvernare... Deci, Partidul Socialist vorbește despre o sărăcie în Republica Moldova, dar ultimele dezbateri pe care a reușit eu să le văd, bine că nu reușesc toate să le văd, majoritatea membrilor din Partidul Socialiștilor donează câte 500.000 de lei partidului și majoritatea ei spun că soțiile lucrează și lucrează bine. Deci, este sărăcie totuși în Republica Moldova sau nu? Sau este la unii și la unii nu? Sau care este corupție. Și sunt ferm de acord cu dumneavoastră că este și sărăcie, dar acel patriot care dorește să lupte cu acei hoți care fac țara dată să fie capturată, indiscutabil trebuie să pui toată familia ca tot să dăie un aport oricare financiar pentru a ieși din impasul dat. Ca ulterior, după câștig, poate persoanele date care au participat la furtul miliardului, la capturarea aceiași justiției și a închiderea tuturor instituțiilor, să fie puși la pușcărie. Am înțeles. Doar o precizare, eu dacă chiar mi-aș ruga toate rudele mele, cred că 500.000 de lei nu reușesc să adun pentru un partid. Domnule Cojocar, vă rog să adresați o întrebare domnului Miron. În principiu, o întrebare simplu. Care este salariul minim și mediu pe economist? Trăim în aceeași țară, cred. În țară, da. Salariul minimum undeva 1.500 de lei.
după statistică. Dar statistica noastră asta în limba rusă crainie e loș. Și eu nu știu precis că e așa. Mediu, da. Ați spus. Minim. Minim și minim. Mediu. Da, dar mediu? A mediu undeva la 3800 de așa undeva. Dacă e concret așa de luat. Mai aveți întrebări? Da. Nici o cifră, nici a două nu coincide. Bine. Nu sunt tare departe de realitate. Domnule Miron, vă rog să adresați o întrebare domnului Cojocar. Domnul Cojocar. Cojocaru. Cojocaru. Din are. Ce scuze. Dumneavoastră spuneți că vreți să trebuie de luptat cu corupția. Da. Da? Eu am așa obligațiuni. Ca să fie întors miliardul care a fost furat. Ca să fie abrogate lege care au fost primite despre amnistia capitalului. Ca să fie abrogate lege despre investiții cetățenii prin investiții. Să fie abrogate legea care permite lui ușor să vinde benzina, care noi nu producem, pe toate hotarele Republicii Moldova, fără îndes, unde ar fi pierderea pentru popor și pentru stat, undeva mai mult de 1 miliard de lei. Și pe mine ce mă interesează? Că președintele Igor Nicolaevici a scărit legile astea, nu spune niciun gând. Dar de pildă, dacă i-a dat la Statele Unite stadionul, care e cu bani și nu știe dacă Statele Unite ar să iei. Și au fost gălăgie. Care este întrebarea, domnule? Este întrebarea. Deși da. Dacă luptați cu corupție, deci și domnul Dodon, președinte, a spus în campanie electorală că el ar să lupte, că s-a pus pe schinarea poporului miliardul, că asta să fie 2 miliarde și ceva da. Și noi să luptăm. Dar mă, deși de iscăriți din dată? Păi nu partidul dumneavoastră a fost unul din cei care a semnat și a pus miliardul pe spatele cetățenilor? Care? Partidul nostru nu a votat. Ce spui, mă, ta? Păi, dar cine a votat? Și cine a votat? Majoritatea. Din noastră, majoritatea din partidul nostru care au trecut în Partidul Democrat. Asta altceva. Asta altceva. Altceva. Democrat. Ieri era vostru, azi nu e vostru sau cum? Dar de ce a escalit dumneavoastră așa ușor? Ce a escalit? Miliardul? Da. Vreau să vă înșelați amarni. Noi am fost primii, cei care am contestat lucrurile date. Noi primii am fost cei care am anunțat că țara noastră da, este... Da, vorbe au fost numai. Nu, eu înțeleg că domnul Miron întreba și despre arenă și amnistia fiscală și toate da, celelalte. Eu ca cetățean al Republicii Moldova sunt împotrivă ca în centrul Chișinăului, în centrul Republicii, capitalei Republicii Moldova, să fie construită o ambasadă. În orice stat al lumii, ambasadele sunt construite la periferie. Noi ce, trebuie să punem în loc de... Noi nu avem nevoie de un stadion? Duceți-vă în Barcelona, stadionul este în centrul capitalei. Este o frumusețe acolo. Deși e scălită și ușor. Că dacă luptați cu corupție... De ce domnul corupție? Dodon a semnat decretele cu privire la aprobarea legii amnistiei fiscale și cetățenii prin investiții și arena Chișinău și din alte? Din câte cunosc eu, Igor Dodon și-a retras semnătura referitor la amnistie fiscală și a fost o singură semnătură care a fost viclenește pusă pe masă la președintele Igor Dodon. Și dumnealui viclenește a semnat-o? Nu, dumnealui a contestat-o. Am înțeles. Dar poate contesta președintele în acest care a semnat, da? Nu știu. Domnule Stratolat, dumneavoastră adresați o întrebare domnului Bilețchi. Deci astăzi domnul Bilețchi, într-un cadru de emisiune, a recunoscut că Partidul Liberal care s-a alăturat astăzi a avut mai multe, spun eu, mai multe momente prin care s-a discriminat ca partid. Dar deoarece a fost, ei s-a propus locul 2 pe lista națională, el a acceptat să meargă. Și atunci întrebarea mea, noi intrăm în Parlament să luptăm cu ce? Și să reprezentăm pe cine? Vă mulțumesc pentru întrebare. Mai întâi de toate, discreditat, nu discriminat. În al doilea rând, mă bucur că Partidul Liberal oferă ocazia tinerilor neafiliați politici să ajungă în plenul Parlamentului oferind locurile de trecere pe listă. În al treilea rând, tocmai că voi ați fost cei care ne-ați discreditat și pe noi, și pe LDM-ul și toate celelalte componente ale alianței, pentru că ne-ați trădat și pe la spate v-ați făcut interesele și ați capturat statul Republica Moldova. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Noi am făcut o alianță a integrării europene pentru bunăstarea cetățenilor. Iar voi ați capturat statul. M-ați întrebat? Dați-mi voie să răspund.
spun. Deci ați capturat statul și rând pe rând ați măturat fiecare componentă alianță, începând la Alianța Moldova Noastră, continuând cu PLD-MEU și ați finisat cu PLU. Întrebarea mea a fost cine se reprezentați dumneavoastră? Nu ați fost onești și ați intentat dosare penale tuturor celor care nu vă sunt convenabili. Asumați-vă această pagubă. Noi am fost murdăriți, nu noi, PLD-MEU. V-am crezut de bună credință. Dar de fapt răspuns ne-ați înșelat. La întrebare, așa cum se întâmplă de obicei în politica Republicii Moldova. Este răspunsul dumneavoastră la întrebare? De plin. Am înțeles. Domnule Leschi, adresați o întrebare domnului Strat. Întrebarea mea constă în felul următor. Dacă PD-ul este atât de bun și atât de bine este în Republica Moldova, cum se face că de la 19 deputați PD au fost cumpărați pe CRM 14 deputați, pe LDM 18 deputați și s-a format o alianță pentru nu știu care, nu știu cine. Dar veniți cu acuzațiile astea având dovezi clare sau da, doar sunt mărturii în spațiu public, ne-au spus că au fost presați, că s-au venit cu oferte și așa mai departe. În fine, avem imunitate în timpul campaniei, după aceea vorbim. De ce n-a fost publicat până acum raportul Crawl 2? De ce oamenii care sunt vizați în dosarul furtului miliardului, își fac partide și nestingerit sunt primari, candidează la alegeri și n-au nicio problemă. Unde este justiția și cei ce ați promis cetățenilor? De ce ne-ați trădat și pe mine ca alegător? Inclusiv eu am participat la alegerile din 2014 și consider că ați distrus parcursul european al Republicii Moldova și ați dus Republica Moldova într-o vorbă. Da, haideți să lăsăm pe domnul Stratul să răspundă. Da, primul lucru, cum s-a format alianța și a doilea, ce nu-s public Crolul și nu-s trag la răspundere oamenii care au fără miliardul. Da, înțeles. Dacă vorbim de raportul Crawl, eu presupun că există o anchetă, nu sunt jurist și nu răspund exact, dar presupun că este o anchetă în derulare care probabil pentru ca să nu pericliteze mersul anchetei, încă nu este acest raport desecretizat. Asta ar fi răspunsul meu, nefiind de jurist. Acest raport nu face parte din dosarul de judecat. Crawl-ul a fost publicat de domnul Crawl 2. Crawl 1 a fost făcut public de domnul Candu. Crawl 2? De ce nu se publică mai departe? Crawl 2 este o investigație separată de justiție. Crawl 2 nu a fost publicat pentru că există anchetă și trebuie păstrat secretul, iar Crawl 1 a fost publicat, deci tot era anchetă. Adică, cumva, sunt duble standarde. Păi, ancheta cred că derulează și undeva la careva moment s-a permis. Eu presupun fiind jurist. Da. Și altă întrebare care a fost? Cum s-a format alianța? Cum PD-ul după 19 mandate legal obținute intră în posesia a alte 32 de mandate ilegal obținute? Da. Legal omul votează pentru un lucru și acela trebuie să-l reprezinte. Deci orice deputat în Parlamentul Republicii Moldova la un moment dat văzând cum lucrează unii partidele din care fac parte, cred că au decis pentru sine că este mai bine să meargă în altă parte, în altă echipă unde se lucrează. Am înțeles. Puteți confirma acest lucru? Domnule Bilețchi, nu puteți adresa întrebări domnului Miron, nu puteți adresa. Am doar o replică. Crawl 2 nu face parte din dosarul de investigație justițiară. Este un raport independent pe care noi l-am contractat ca stat și am plătit milioane de lei ca să cunoaștem cine a furat miliardul. Acum vă rog să adresați o întrebare domnului Cerba. Important. Pe domnul Cerba îl privesc ca un aliat în această mișcare și cauză unionistă. Și nu aveți întrebări. Întrebarea mea este cum îi convingem și pe ceilalți să înțeleagă că unirea este soluția, pentru că văd că ei nu-și dau seama de toate avantajele și tot sprijinul pe care ne-l dă Noua România. Vă mulțumesc. Fac parte din așa, din corpul academic profesoral. De-a lungul anilor am scris, am participat la multe materiale, programe, strategii înaintate guvernului pentru îmbunătățirea traiului, așa să zicem, a calității vieții cetățenilor. Și vreau să vă zic că tot ce aud în platoul ăsta mă face iară să cred că terminatorul, catastrofa Republicii Moldova sunt clasele politice, partidele politice care aruncă în toți anii promisiuni micinoase, pomene și lumea plutește în sărăcie asta cumplită. Ultimele sondaje, cel mai mare procent arată că sărăcia, lipsa banilor, salariile mizerabile, nivelul scăzut de trai și calitatea vieții și astea sunt consecințe a luptelor crâncene între partide. Dânșii se îmbogățesc și noi avem 28 de ani de independență cu trupe străine pe teritoriul nostru, cu o clasă politică puternic dezbinată. Domn Cerba, vă rog să răspundeți totuși la întrebarea domnului Bilețchi. Sunt mulțumit de răspuns, este perfect. Da? Este exact ce am devenit cea mai săracă țară din Europa. Fapt care ne-a pus acum, noi suntem într-o perioadă cum de tranziție. Cum îi convingeți pe ceilalți să gândească ca și dumneavoastră? Asta era întrebarea domnului Bilețchi. Răspunsul meu colegului este unul, că noi trebuie zi de zi să arătăm că, cum cineva spune, că statul vecin, noi suntem un neam. Noi dacă întregim neamul scăpăm de sărăcie și noi trebuie să le arătăm că avantajele Europa. Domnul Cerba, dumneavoastră ați consumat timpul, dar trebuie să mi adresați o întrebare. Păi bine, vă rog să finisați gândul pentru că trebuie să adresați o întrebare domnului Tesa. Să finalizez.
Noi niciodată, voi menționați aici că avem o stabilitate internă, o clasă politică integră, un stat de drept funcțional. Noi trebuie mult să muncim, noi trebuie să luăm experiența de la frații noștri de la București și noi trebuie să deschidem porțile, să intrăm în Uniunea Europeană alături cu frații noștri, ca să le... Ambii sunteți medici. Un medic are 2-3 mii de euro în România. La noi trăiesc în mizerie 3-4 mii. Un profesor ca mine primește în jur de 2 mii de euro. De 7-8 ori mai mare, o pensie. Un coleg de-al meu, domnule, care a lucrat în minister, are 3.000 de euro. Domnule Cerba, vă rog să adresați o întrebare domnului Tesa. Da? Întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea. Noi, cum vedeți dumneavoastră dacă se accede în Parlament, adică în dumneavoastră, dar pe cine l-a reprezentat, pe domnul Iurie Reniță? Noi avem o mare problemă care ne stopează, ne frânează avântul nostru euroatlantic, cum este problema dosarul transnistrian, enclava secesionistă, gaura neagră a Europei, care ne trage în urmă și s-au jurat, socialiști, comuniști, toți s-au jurat să soluționeze acest referendum. Cum dumneavoastră vă alinia platformei soluțiilor mele, că eu ca expert în problema transnistriană am dus dosarul ăsta așa. Vă rog să încheiați întrebarea. Vă alinia mie ca să, la propunerile mele, ca să soluționăm această problemă extrem de importantă pentru Republica Moldova. Mulțumesc pentru întrebare. Eu consider că în cadrul blocului acum sunt destui specialiști în domeniul diplomației care cunosc la fel de bine metoda de reglementare a conflictului transnistrian. Vorbim chiar și de Iurie Reniță, diplomat cu o bună experiență. De aceea sunt absolut convins că însăși prin reforme și crearea condițiilor de trai bune aici în dreapta Nistrului, cei din Transnistria or să fie interesați. A vorbit despre atractivitatea malului drept față de conoționale noastre. Și prin negocieri, prin tratative. În felul ăsta o să fie adus la locuitorilor din stânga Nistrului beneficiile și ultima precizare. De ce Federația Rusă, care ne-a închis capcana asta, de ce nu soluționează timp de 30 de ani? Domnule Cerba, am să vă rog să nu mai faceți precizări, pentru că mai aveți 18 secunde ca să răspundeți la întrebarea domnului Tesa, care va urma imediat. Iar după asta, eu insist foarte mult ca dumneavoastră să vă lăsați un minut ca să răspundeți și la întrebările noastre, că tot avem întrebări. Okay. Da? Dacă decideți că renunțați la minutul final. Eu cred că să renunț și îmi permiteți. Da. Eu nu știu dacă am întrebări pentru domnul Cerga. Dacă trebuie să aveți o întrebare. Domnul Cerga, atunci spuneți dumneavoastră cum vedeți reglementarea conflictului transnistrian. În 18 secunde, domnul Cerga. Acest proces, în esență, steril, parcursul a 28 de ani, nu poate să fie rezolvat, fiindcă se bâlbâie absolut toți, formatul politic, etc. Noi trebuie să găsim un avocat, cum sunt Statele Unite, România ca un actor important în această zonă și, apropiindu-ne de Uniunea Europeană, când deschidem porțile, acolo soluționează prin România conflictul. Uniunea Europeană și Unirea rezolvă toate problemele Republicii Moldova. Domnule Tesa, vă rog o întrebare pentru domnul Miron. Domn doctor? E strict obligatoriu și unică pentru domnul Miron. Da, așa este, așa sunteți înregistrați. Așa ne obligă TTA și regulile. Domnule Miron, aș vrea să vă întreb cum explicați dumneavoastră faptul că Partidul Comuniștilor totuși a renunțat la înaintarea candidaților pe circumscripții uninominale. Oare asta nu este o înțelegere tacită pentru a favoriza Partidul Socialiștilor, pentru democrație? Nu, deloc. Domnul Cer, noi suntem la dezbateri. Noi am fost de la început împotriva sistemului care a fost votat de socialiști și democrați. La început și Igor Dodon era împotrivă, dar iată că vedeți că... Nu, asta întrebați pe dumnealui. Deci, și noi nu, deci e ca să facem cuiva poblască, socialiști, ori democrați, ori la acum, nu. Pentru ce e că nu avem încredere că acolo n-ar fi alegerile falsificate. Cum și pe toată țara ar fi falsificate. Mulțumesc. Da, domnule Miron, o întrebare pentru domnul Tesa? Sau pentru domnul Reniță? Domnul Reniță, da. Cum de înțeles că blocul acum a escalit acordul de pace
cu socialist, cu șor și cu democrat. Eu înțeleg de ce o scris este acordul. Dar acum de ce o escalit? Care acord? La ce vă referiți? Poate... Acord de... Este cod de conduită, cred da, că la asta vă referiți. Da. De la Comisia Electorală da, Centrală? Da, da, da. Păi, codul de conduită este ceva firesc. Noi, cei din blocul acum, facem un alt fel de politică. Facem o politică curată, transparentă, bazată pe activism politic, activism civic, nu așa cum s-a tot făcut până acum, cu bani, cu pomeni electorale, cum s-au practicat de pe vremuri. Da. Cei din blocul acum da, fac înțeles, o altă de politică. Deși eu am dat întrebarea că domnul Candu a declarat două zile în urmă că acum ar fi în alianță cu Partidul Democrat. Veți face o alianță? Nu, la sigur, cu Partidul Democrat blocul acum nu va face alianță. Partidul Democrat, locul mare parte a primii de pe lista bloc Partidului Democrat este locul lor în pușcărie. Ei trebuie să facă pușcărie pentru toate fără de legile care le-au făcut aici la noi în Republica Moldova. Am înțeles. Așa, toți au adresat întrebări unii altora. Domnul Cerb avea o rugăminte la dumneavoastră, la toți. Acum va urma o rundă de întrebări de la telespectatori și de la moderator. Domnul Cerb, înțeleg că se grăbește foarte tare. În 5 minute trebuie să fie undeva. Și nu. Și dacă îi permiteți dumnealui să răspundă primul la întrebări. Tot trebuie să mă duc cu dumneavoastră. Împreună ne ducem. Dumneavoastră, dacă le permiteți să răspundă primii sau nu. Da? Deci dacă sunteți de acord, le adresăm întrebările atunci. Domnul Cerba. Prima întrebare pentru dumneavoastră. Ce credeți dumneavoastră despre constatarea formulată de Parlamentul European în ultima sa rezoluție adoptată? Moldova este stat oligarhic și capturat. Știți, eu sunt avocat, sunt jurist, sunt doctor Andrei. Foarte scurt, vă rog. Eu cunosc un lucru. Ca a fost timpul când aveam probe, eu am intentat dosar personal împotriva unui primul secretar de partid pentru delapidarea a jumătate de milion de dolari, să vorbim în dolari. Așa. Da. Ce ține de luptele crâncene între oligarhia internă a noastră, uh-huh. Eu nu pot acum să probez, da, voi jurnaliști puteți mai aruncați, dar ceea ce se întâmplă la noi nu e normal și de aia noi suntem sancționați. Fiindcă promisiunile, eu neapărat spun, promisiunile astea goale care se aruncă cetățenilor, că vă promitem un trai decent, dau de unde. Noi nu avem resurse energetice, nu avem economie, gata, elementul cheie industria cu desăvârșire lipsește, nu e de unde. Dar dumneavoastră nu mai aveți timp. Doar foarte scurt am să vă rog să-mi răspundeți cu da sau nu. Sunteți membru al Fundației pentru Democrație Modernă, condusă de Cristina Balan, actuală ambasadoare Republicii Moldova în Suedia. Niciodată, eu am participat la foarte multe ateliere pe problemele... Foarte scurt, deci sunteți sau nu? Dumneavoastră a fost prezent la lansarea acestei... Eu am fost la vreo 7 ateliere de lucru și inclusiv cu vectorul european, dar nu sunt membru. Ați laudat foarte mult. Ca expert am fost. Am înțeles. Am fost de la toate universitățile, da. Experți, profesori. Vă mulțumesc inclusiv pentru răspuns, nu mai aveți timp, domnule Cerba, domnul Miron. Vă mulțumesc mult. Domnule Miron, ați fost deputat timp de 10 ani în Parlament, dacă am calculat eu corect, poate și mai mult. Am căutat informații despre realizările dumneavoastră parlamentare și nu am găsit nimic. Poate că eu nu știu să caut. Ați putea să ne spuneți o inițiativă legislativă pe care dumneavoastră ați elaborat-o și a avut succes, a fost adoptată, a provocat schimbări în societate? Poftim. Am fost autor despre administrația publică locală care a fost primită în 2003. Dumneavoastră ați elaborat, ați fost inițiator. Da, am fost ca președintele comisiei și am lucrat cu comisia de la Veneția. Am fost autor pentru codul electoral, care a fost foarte mari schimbări în 2004-2005. Aia la care s-a mărit pragul? Da, nu pragul. Și a fost... Nu pragul, s-a micșorat pragul atunci. S-a micșorat? Atunci pragul s-a micșorat. Noi am avut perioade ca să mă Da, au fost pe urmă, au fost majorat, da. Uh-huh. Fost. Astea sunt și multe inițiative. Inițiativa mea a fost despre sărbătoria vinului. A fost inițiativa mea, personală. Cu limba? Ce aveți în vedere? Nu, cu vinul, sărbătoarea vinului. Cu vinul, sărbătoarea vinului, am înțeles. O altă întrebare pentru dumneavoastră. În 2009 ați fost inclus în lista neagră a inițiativii Parlamentul Curat.
cred că vă amintiți. Da. Inițiativă care este și astăzi. Motivul că ați procurat în condiții preferențiale un apartament într-un bloc locativ nou, construit în centrul capitalei pentru deputații care nu dețin locuințe Chișinău, pe atunci aveți un apartament și totuși ați mai cumpărat unul. Cum răspundeți? N-am avut atunci apartament. În 2004-2005 n-am avut. Ați acționat în judecat atunci inițiativa parlamentului? La mine nimeni nu s-a adresat cu întrebarea asta. Prima dată aud. Eu din spațiu public am luat. Dar ați procurat un apartament? Da, am procurat, da. Dar n-am avut apartament. Dacă avem apartament, nu dădeau. Dar apropo, apartamentul a costat aproape 1 milion de lei, dacă nu greșesc. Ați adunat acești bani din activitate de deputat? Apartamentul... 800 și ceva de lei, de mii de lei, dumneavoastră și-au indicat la cec. 860 de mii e costă mu, după cadastru. Dar cât ați plătit? Da, am plătit 30 mii de euro. 30 de mii? De dolari. 30 de mii de dolari, am înțeles. Vă mulțumesc mult, domnul Miron. Succese și dumneavoastră în continuare. Dacă trebuie să mergeți... Nu, eu mai stau. Mai stați. Da. Domnul Cojocaru, întrebare pentru dumneavoastră. În 2017-2018 ați cheltuit aproape 1 milion de lei pentru procurarea unui apartament și a unui automobil. În 2016 ați împrumutat 500 de mii de lei de la un offshore din Bahamas. În 2014 ați donat 400 de mii de lei Partidului Socialiștilor. În total, în 3 ani de zile, ați câștigat vreo 300 de mii de lei. Asta eu am reieșit din cifrele pe care sunt indicate în declarațiile dumneavoastră de avere. Deci 300 de mii de lei. Dar ați cheltuit 2 milioane. Care este secretul? Deci, în anul 2018 eu am închis creditul pe apartament. Asta este cu totul altceva pe care îl achit din 2010. Asta sunt lucruri 2008 chiar. Asta sunt lucruri creditul diferite. Creditul nu este indicat în declarații. Eu am procurat și am închis datoriile pe apartament în 2018. La apartament am trecut în dată de la cămin după ce am terminat Universitatea de Medicină și n-am avut încotro. Noi ne-am vărât cu soția într-un leasing. Bun, oricum. E vorba ce, de oricum? Niște cheltuieli. Timp de 10 ani de zile să-ți procuri un apartament, nu ați considerat asta normal? Bun, haideți să pentru tânăr specialist ar trebui să fie acordat de către stat. Nu noi trebuie să stăm cu mâna întinsă către stat. Încă un milion de lei, 2016 și 2014. Apropo, împrumutul de la offshore-ul cel din Bahamas l-ați restituit? Eu văd că, cum zice rusul, marazm crepceaie. Este un dosar care deschis în baza, cum, împotriva la cei care au scris acest articol, RISE, ei trebuie să ceară. Au de achitat și o despăgubire materială și trebuie să ceară și scuze publice. Domnul Cojocaru, a existat un împrumut sau nu? Colegii nu a existat niciun împrumut și ei am fost vă prezintă... Că au împrumutat bani. Cine? Colegii dumneavoastră, alții care au primit astfel din împrumuturi, au confirmat pentru RISE Moldova că au împrumutat bani. Nu cunosc așa ceva. Asta așa, sunt... înțeles. Eu probabil vă prezint dovezi între timp cât ne-ați discutat, eu vă dau dovadă hotărârea de judecat. O să revin cu a doua întrebare a moderator. Asta era o întrebare din partea publicului. Domnul Stratulat, spuneți-mi, vă rog, orientarea politică pentru Moldova a Partidului Democrat. Cum o înțelegeți dumneavoastră? Ce înseamnă pentru Moldova? Vedeți că acum, în general, toate partidele politice încearcă cumva să divizeze Republica Moldova prin criterii geopolitic. Da, cine se orientează către Rusia, cine se orientează către Europa. Și atunci, pentru a nu diviza cetățenii Republicii Moldova, care, din păcate, sunt profund divizați din acest și se ceartă între ei în acest criteriu, Partidul Democrat din Republica Moldova a decis să creeze o nouă orientare și să fie orientarea pentru Moldova. Deci, ce înseamnă asta? Nici cu Estul, nici cu Vestul? Stăm acasă, cu nimeni nu comunicăm? Deci comunicăm cu toți, absolut. Punem accent pe cetățenii Republicii Moldova, pe bunăstarea lor, fără să mergem cu lozinci pe pro-Europa în mod obligatoriu sau pro-Rusia. Deci împreună toate sunt făcute pentru Moldova. De ce a fost nevoie să se treacă de la pentru pro-Europa că noi suntem divizați. Haideți să recunoaștem că noi suntem divizați, cetățenii divizați. Credeți că problema este atunci cetățenii? Să unim toți cetățenii, să nu spunem că suntem doar pro-europeni și atunci cei care sunt pro-Rusia să creadă că noi nu vrem să avem relații bune cu Rusia, da? Și invers.
să le spunem, oamenii buni, suntem și cu Europa, și cu Rusia, dar ne străduim să facem bine în țara noastră. Din 2009 până în 2018 a fost o problemă cu parcursul european, s-au făcut revoluții în Moldova, oamenii s-au bătut din cauza asta? Deci oamenii sunt divizați și asta noi recunoaștem. S-au divizat din cauza că noi am spus că suntem pro-europeni, da? Păi da, mergeți dumneavoastră până în stradă, acum și o să vedeți, nu că pro-europeni, pentru că partidele în mare parte, unii divizează și merg, se orientează într-o direcție și alții în altă direcție. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru răspuns. Domnul Bilețchi, am văzut întrebare de la public. Am văzut critici ale dumneavoastră aprinse împotriva lui Igor Dodon, Amaia Sandu și Andrei Năstase. Niciodată nu v-ați permis să-l criticați pe Vlad Plahotniuc. De ce? Nu ar avea pentru ce? Este un fals, este neadevăr. Eu am fost un criticant continuu al lui Vlad Plahotniuc și al Partidului Democrat pentru că nu mă reprezintă, pentru că nu un asemenea viitor îmi doresc eu. Este o insinuare greșită. Dacă eu ideologic sunt mai pronunțat împotriva lui Igor Dodon, asta nu înseamnă că eu îi țin apărarea lui Vlad Plahotniuc. Sunt nicio formă. Bun, vă mulțumesc pentru răspuns. Cred că este suficient de clar pentru... Toată lumea care mă cunoaște știe clar poziția mea. Domnul Tesa, deci întrebare pentru domnul Răniță, dar bănesc că este pentru tot blocul. Ce veți face dacă partenerii de dezvoltare vă vor sugera un compromis pentru evitarea unei guvernări pro-ruse, deci un compromis care ar însemna alianță între blocul acum și Partidul Democrat? Mulțumesc. Noi am avut astfel de precedente în istorie. Poziția blocului acum a fost expusă de mai multe ori. Nu facem alianță cu Partidul Democrat sub nicio formă și nici într-un caz. Adică ratați guvernarea ca să nu faceți o alianță? Noi suntem dispuși să muncim până într-atâta ca să învingem aceste alegeri, să luăm majoritate. Noi acum încercăm să judecăm din perspectiva că ați ajuns în Parlament și iată nu s-a reușit să aveți o majoritate și trebuie să faceți o alianță. Cu Partidul Democrat, blocul electoral nici, acum, nici sub o formă nu vă face alianță. Nici dacă vă roagă partenerii de dezvoltare. La sigur. Am înțeles. Promisiuni electorale rămân doar promisiuni. Oamenii rămân cu promisiuni. Nu știu, vom vedea. Vom vedea. Domnule Cojocaru, pentru că nu, domnul Miron, am adresat toate întrebările pentru că zicea că vrea să urmează să plece, de asta i-am adresat toate întrebările. Eu nu o să vă răspund, o să vă arăt să economisesc timp. Vă rog, nu arătați, așa că nu se vede nimic. Și în contextul vă spun ce mi-a arătat și nu se vede, dar o să mi-a arătați după emisiune. Timpul merge, nu știu pentru ce. Da. Acum, domnul Cojocaru, a doua întrebare. Pornind de la veniturile pe care le aveți și cheltuielile pe care le-ați avut, cum credeți dumneavoastră? Ați cădea sub prevederea Partidului Socialiștilor din program de verificare a averii și veniturilor dubioase ale tuturor demnitarilor? Fără nicio problemă. Ați fi de acord să mergeți? Da, putem să verificați liber. Da. Sunt transparent. Da. Și o altă întrebare. Cum ați devenit asociat la Chemix Group? În ce relație sunteți cu Alexandru și Ecaterina Dodon? Alexandru Dodon, să precizez pentru public, este fratele mai mic a domnului Igor Dodon. Chemex Grus este o întreprindere pe care am luat-o când falimenta, am procurat-o de la un, spunem, un alt partener de peste hotare, care deja a fost dezamăgit de actuala guvernare și a plecat din țară. Persoanele pe care le-ați numit sunt angajate în companie, atât. Sunteți angajatorul domnului Alexandru Dodon, da? Sunteți șeful lui la serviciu. Sunt angajator. Păi, șef. Angajatorul este cumva și șef. Dumneavoastră, vedeți forma asta, șef, nu știu mai ce, noi suntem colegi, noi trebuie să colaborăm. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru răspuns. Domnul Stratulat, pentru dumneavoastră, două întrebări, sau una, cum reușim. Pe 11 iulie 2018, ziua în care ați devenit cunoscut întregii opinii publice. Atunci, am cunoscut până atunci. Atunci eu v-am cunoscut personal. Poate pentru că... N-aveți copii. Ba da, am, dar nu știu cum nu am ajuns până atunci să vă cunosc. Ați făcut dezvăluiri grave, la care s-au autosizat imediat și premierul, și Procuratura Generală, și CNA, Ministerul Sănătății, toți, comisii, anchete și niciun rezultat. De ce nu? Pentru că nu s-au confirmat. Unii analiști spun că dezvăluirile dumneavoastră de atunci... Stați un pic, este deschis dosar penal la Centrul Național Anticorupție. Ministerul Sănătății a spus că nu s-au confirmat. Ministerul Sănătății... Da. Da? Și eu din start, când a fost chemat la Ministerul Sănătății, am rugat să nu facă comisii, pentru că de obicei comisiile astea nu rezolvă situații. Totuși, bine, ziceți că a fost un rezultat, există un dosar penal. Eu vreau să adresez întrebarea până la urmă. Unii analiști spun că dezvăluirile dumneavoastră, de altfel, au fost doar un pretext, o trambulilă de lansare în politică.
Deci mai multe insinuări au fost la acest capitol. Problema despre care am raportat atunci este o problemă care majoritatea pacienților o cunosc. Care dată am vorbit cu ei și vorbim despre această problemă, s-a ajuns la un moment dat când trebuia să facem... Deci respingeți aceste acuzații, că mai aveți foarte puțin timp. Personal, eu nu m-am așteptat, foarte eu a doua zi o să mă trezesc, da, cu o astfel de reacție publică. Presupun că s-a întâmplat din cauza că această postare, deoarece reprezintă adevărul care este la noi în spate municipal. Nu să mai aveți timp pentru minutul final. Comentarii și majoritatea, fiecare a doilea comentarii era părinți. Lăsați-vă măcar două secunde pentru să spuneți ceva la minutul final, care sunt două secunde finale. Așa vă recomand eu dumneavoastră. Periodic să vă uitați și la timpul care v-a mai rămas. Domnul Bilețchi. Prima întrebare pentru dumneavoastră. A doua, de la mine. De la mine, întrebare, prima. Uh-huh. Eu nu v-am adresat nicio întrebare. Spuneți-mi, vă rog, mașina dumneavoastră cam așa arată? Nu este mașina arată. Mea. Este o Honda Jazz din anul 2012. Anul de producere și a mașinii dumneavoastră. Așa este. Dumneavoastră ați indicat că această mașină a costat 10.000 de lei. Așa este. Noi am căutat pe anunțuri și o mașină de genul ăsta costă 5-7.000 de lei, de euro, 7.000 de euro. Așa este. Cum ați reușit dumneavoastră să cumpărați cu 500 de euro? Este prețul indicat în contractul de vânzare-cumpărare, este un preț negociabil între părți, legea nu interzice acest lucru. Este o posibilitate de a indica un preț mai mic în contractul de vânzare-cumpărare, care nu creează pagube nimănui. Este la liberul consimțământ al ambelor părți. Oricine poate verifica care este costul unei mașini, nu am Bentley, Mercedes, BMW. În toată familia mea, bunei, părinți și eu avem doar o singură mașină, una foarte modestă, vedeți că nu este una luxoasă. Este una foarte simplă. Deci 10.000 a costat de lei? În contractul de vânzare-cumpărare, eu ca cumpărător și vânzător am negociat acest preț și am indicat 10.000 de lei. Este dreptul nostru legal fundamental. Am înțeles. Majoritatea parlamentară cu PD, PSRM sau cum? Niciodată nu voi face alianță cu PD. Și cu PSRM. Cu PSRM pentru că sunt adversari ideologic, nu pot să mă combin cu ei sub nicio formă. PD-ul nu mi-oferă mie, nu mă reprezintă, nu mi-oferă mie plan de dezvoltare a Republicii Moldova așa cum îl doresc. Eu nu vreau să fiu parte acestor fără de legi și a șantajului asupra oamenilor. Cu acum, sper foarte mult să ajungem la un consens comun, dar acest lucru înseamnă respect și mai puțin orgoliu din partea lor. Da, vă mulțumesc pentru răspuns, domnule Tesa. În ultimii ani au avut loc mai multe privatizări controversate care au provocat discuții în societate. Veți întreprinde ceva pentru a revedea aceste privatizări? Da, la sigur, ajungând în Parlament, blocul electoral acum va examina toate privatizările, la sigur, ilegale, efectuate de această guvernare și guvernările precedente. Aici sunt convins că o să găsim o sursă bună de finanțare a bugetului statului din privatizările ilegale și tot felul de scheme care au stat la baza acestor privatizări. La sigur o să... Aeroportul Internațional Chișinău? Și aeroportul. Păi urmează de investigat toate etapele de privatizare și cine a stat la bază, ce interese au stat. Până nu avem o comisie de anchetă și așa mai departe, nu putem spune despre date exacte. Da, am înțeles. Acum, candidații au timp diferit pentru minutul final, unii nu au deloc. Domnul Stratulat a fost mai harnic până acum. Domnul Cojocar, am să vă rog să vă încadrați în timpul pe care îl aveți la dispoziție pentru minutul final. Deci, dragi compatrioți, mă numesc Cojocar Odinare, am 35 de ani, sunt tata a trei copii, în curând, timp de o lună, îl aștept pe a patrulea, familia mea este destul de mare. Mă întâmpin exact cu aceleași probleme cu care se întâmpină fiecare din voi. Nu mi este rușine să spun atunci când pot greși, deoarece este firesc, suntem oameni, putem greși, dar totodată nu pot înțelege cum cineva vine și ne minte că vom face acum niște audieri, cum s-a privatizat. Păi tot ei au luat parte la acea privatizare de aeroport. Sau vom face să fie mai bine. Dar 9 ani de zile, cine vă va împiedica să faceți acest bine în țară? Deci nu cădeți în capcana acelor minciuni care au fost AE1, AE2. Este posibilitatea de a face o mișcare națională, de a schimba aceste
potlogării care se petrec acum la noi în țară. Doresc ca colegii mei tineri să rămână în țară, să lucrăm împreună. Doresc ca părinții mei să aibă o pensie decentă sau un salariu bun. Doresc ca copiii mei să aibă unde se dezvolta la noi în țară. Și totodată să nu mă gândesc de fiecare zi de unde să iau bani pentru ca să mă duc cu ei într-un parc de distracție. Am înțeles, mă mulțumesc. Nu aveți timp. Domnul Bilețchi. Vă mulțumesc frumos. Mă numesc Vlad Bilețchi, am 24 de ani. Am absolvit liceul teoretic român-francez Gheorghe Asachi. Activez ca profesor în același liceu. Locuiesc pe teritoriul circumscripției 26 împreună cu familia mea, cu bunicii mei, cu rudele mele. Înțeleg foarte bine care sunt problemele. Nu vreau să plec din Republica Moldova, vreau să rămân în același sector să locuiesc pentru că mi-este drag, pentru că mi-este dragă Republica Moldova și locuitorii ei. Am hotărât să mă implic în politică pentru că am impresia că a noastră clasă politică se comportă de parcă ar avea veșnicie în buzunar. Din păcate, au impresia că noi avem timp, 10 de ani, 20 de ani, să așteptăm reforme, promisiuni, angajamente care nu mai duc nicăieri. Am văzut de prea multe ori cum lideri naționali autodeclarați care ne-au promis marea și sarea, ne-au trădat, ne-au adus la limita disperării, au făcut ca colegii și prietenii mei să plece peste hotare. Colegi de clasă, colegi de facultate, pentru că am absolvit și USM-ul, am absolvit economie și am făcut masterat în drept public cu specializarea Parlamentului Republicii Moldova, funcții spre care aspir și spre care tind, pentru a reprezenta cu demnitate și cu onoare cetățenii Republicii Moldova, pentru că eu nu accept jumătăți de măsură. Sper foarte mult ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să conștientizeze că viitorul acestui neam se află doar spre vest, doar spre Uniunea Europeană, din avem absolut toate bunurile, începând de telefoane mobile, calculatoare, electrocasnice, mașini, automobile performante, absolut toate lucrurile bune din jurul nostru vin dinspre vest. Dinspre est, din păcate, vine doar teroarea, ocupația și iată avem și o regiune transnistreană care, din păcate, primește mai multe facilități decât cetățenii noștri aflați în Uniunea Europeană, prin intermediul cărora și datorită cărora există în continuare Republica Moldova. Îmi exprim disponibilitatea de a participa la negocieri cu blocul acum pentru a coordona circumscripțiile electorale, măcar acum în al 12-lea ceas, să nu fim orgolioși, să găsim acele compromisuri pentru că în fiecare circumscripție să avem doar câte un singur candidat autentic pro-european, autentic de opoziție, autentic pro-românesc, pentru ca să nu facem jocurile celorlalți care sunt într-un trinom, Plahotniuc, Dodon, Șor, pentru toată lumea este clar acest lucru. Votați cu demnitate Partidul Liberal, votați Vlad Bilețchi. Vă mulțumesc, domnule Tesa. Eu aici mai întâi aș vrea să pun o întrebare domnului, o replică domnului Dinare, ținând cont de dumnealui este și consilier în primăria municipală, nu știu de ce cauză. Astăzi, după un an și jumătate de la darea în exploatare a bulevardului Ștefan cel Mare, este aproape impracticabil Ștefan cel Mare. De ce Ivan Ceban cu armata de consiliere? Să-i nu recheamă întreprindere care a renovat bulevardul Ștefan cel Mare să impună să-și facă lucrările calitative așa cum cere contractul de prestare a serviciilor. Probabil Partidul Socialistilor acoperă șmecheriile sau probabil s-au fi înfructat și ei din acea lucrare. Asta ne face să credem, deoarece puține acțiuni au fost întreprinse. Față de Partidul Democrat, aș întreba unde sunt specialiștii Partidului Democrat. Recent, pe pagina achiziției publice, am văzut că Cancelarea de Stat este gata să achite 12 milioane de lei unor ONG-uri și persoane fizice pentru a ajuta guvernarea la elaborarea unor politici publice. Unde sunt specialiștii Partidului Democrat și de ce Partidul Democrat este gata să se dea 12 milioane de lei pentru elaborarea unor politici publice. Ce ține de blocul electoral acum, stimați telespectatori, vă îndemn pe data de 24 februarie, ieșiți masiv la vot. Acolo, în cabina de vot, este ziua protestului nostru. Să încheiem, de fapt, protestul cu aplica ștampila în dreptul blocului acum, pentru a avea un trai decent aici, acasă, la noi, pentru a stopa exodul de masiv de oameni. Vă așteptăm la vot. Domnule Miron. Stimați alegători, așa mai mult de parte nu-i chip de trăit. Puterea care a fost ultimii 10 ani a dus pe țara la râpă. Nu am niște momente concrete. Un moment concret.
ultimii 10 ani de, între săraci și bogați de 12 ori de cazul s-a mărit. Ultimii 2-3 ani s-a dus, fiecare an se duce după hotare, 90% de populație. Tot rău și rău și rău. Și fiecare zi se fură și se fură și se fură. În noiembrie 2014 s-a furat miliardul, pe urmă s-a pus pestinarea poporului, pe urmă amnistia iar pestinarea poporului. Am un noiembrie, care au spus, s-au primit niște lege care toți furători și nu credeți la puterea asta. Trebuie de schimbat, de schimbat și iar de schimbat. Și tot depinde de noi. Și aici nu e principalul încotro noi mergem. Principalul cum noi mergem, dragi prieteni, cum noi mergem. Cu 10 ani au ratat cum noi am mers. Am mers foarte rău, nu în folosul poporului, nu în folosul, folosul statului. Partidul comunistul merge cu o lozincă. Comuniști la putere, regulă în țară. Credeți că noi am fost la putere și am făcut. Și au fost puși, aici în platou au fost puse, când au fost comuniști, au fost rezultate alte. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, domnule Miron. Vă mulțumesc tuturor invitaților că ați venit și ați răspuns la întrebările noastre și ați discutat și cu, ați transmis mesaj către telespectatorii TV8. Vă mulțumim pentru invitație. Eu vă invit pe dragi telespectatori și mâine la 17:00 pentru a discuta cu candidații din circunscripția 27. Acum urmează în câteva secunde și emisiunea Iubește Viața. Rămâneți la TV8.